În primul rând ar fi avantajele evidente de natură ecologică, pentru că aceste autobuze nu poluează atunci când se deplasează, poluează foarte puțin iarna când este încălzire, atâta tot. Dar în rest, mergând pe baterii, vă dați seama, nu există gaze de eșapament, de asemenea nu poluează fonic, lumea ignoră deseori această problemă. Nivelul de zgomot al unui autobuz electric SOR este mult mai scăzut decât al oricărui autobuz diesel. Care ar fi diferența în ce privește gradul de poluare dacă ne-am dotat cu astfel de autobuze electrice? Păi, să ne gândim atât. Un autobuz normal în Alba Iulia, spre exemplu, consumă în medie 38 de litri la 100 de kilometri. Acesta consumă 0. Deci 38 de litri, sigur, cuantificați în emisii de CO2, înseamnă, să spunem, echivalentul a emisiilor a 4 autoturisme diesel față de 0. Ce înseamnă valoarea unui astfel de autobuz față de cel clasic? La capitolul costuri de achiziții, un astfel de autobuz, dacă se achiziționează fără finanțare din partea comunității europene, este undeva la de două ori mai scump decât un autobuz clasic. Dar există o axă de dezvoltare comunitară care asigură o finanțare pe fonduri și în felul acesta prețul autobuzului împreună cu cofinanțarea de la Guvernul României ar ajunge undeva la nivelul de sub 35-40 de mii de euro pe bucată, ceea ce este la un sfert de preț față de un autobuz diesel normal care nu este finanțat de Uniunea Europeană prin fonduri nerambursabile.